Ion Sturza este candidatul desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat în seara zilei de 21 decembrie de președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti. Eu am semnat decretul de a-l desemna pe domnul Sturza Ion în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Am reșit din faptul că dumnealui a ocupat deja această funcție, are experiență, este o persoană cunoscută, este bine dispus față de Republica Moldova, de interesele țării noastre, are viziuni care sunt aproape de viziunile noastre și alianței privitor la parcursul european și cunoaște foarte bine problemele legate de economia țării, starea financiară, starea generală în societate. Și eu sper că dumnealui va reuși să rezolve problemele cu care se confruntă astăzi societatea. Totodată, candidatul desemnat spune că urmează să inițieze consultări cu partidele parlamentare pentru a obține o majoritate politică. Eu vreau să-i mulțumesc domnului președinte pentru încrederea care mi-a acordat-o. Vreau să fiu alături de poporul meu, vreau să fiu alături de președintele țării. În acest moment destul de complicat pentru Republica Moldova, voi încerca în timpul apropiat să lansez consultări cu partidele reprezentate în Parlament și nu numai cu cele din fosta alianță de guvernare, în încercarea de a avea o majoritate care ar fi votat un guvern care eu îl văd neafiliat politic, compus din persoane care nu au expunere directă politică, oameni patrioți, integri și oameni profesioniști. Deci chiar una dintre primele condiții pentru membrii guvernului va fi semnarea unui cod de integritate care va aduce alți oameni în conducerea guvernului. Sper la un dialog constructiv cu partidele reprezentate în Parlament. Imediat ce a fost desemnat candidatul la funcția de premier, Democrația a anunțat că nu vor discuta categoric cu Ion Sturza și spun că echipa și programul lui Sturza va fi egal cu zero. De aceeași părere este și grupul celor 14 deputați care au plecat din cadrul PCRM. Nici socialiștii nu își vor da votul pentru candidatul Sturza. Neafiliații din grupul Leanca au declarat că vor merge la discuții cu Ion Sturza.